Biserica Monumenta Mănăstirii Sfântului Ilie a fost resfințită. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. A fost slujbă arhierească la resfințirea Bisericii Monument a Mănăstirii Sfântului Ilie din comuna suceveană Șcheia. Județul Suceava se află pe primul loc în țară la consumul de carburant în localități și zone urbane, iar un copilaș de 2 ani a murit marți într-un incendiu produs într-o gospodărie din Mălini. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Județul Suceava se află pe primul loc în țară la consumul de carburant în localități și zone urbane. Concluzia aparține unui studiu realizat de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Conform studiului, în județul Suceava se consumă zilnic 365.000 de litri de combustibil, dintre care 290.000 de litri de motorină și 75.000 de litri de benzină. Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a calculat în premieră consumul de carburant pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, dar și tipul carburantului folosit. Conform studiului, în România, consumul zilnic de carburant este de 15 milioane de litri, dintre care 90% motorină, iar consumul anual ajunge la 5,5 miliarde de litri. În cadrul studiului au fost calculate consumurile de carburant separat în zonele nelocuite și în zonele urbane. Din consumul zilnic de carburant, aproape o treime este utilizat pentru deplasările în zonele locuite. Județul Suceava ocupă primul loc pe țară la consumul de carburant în zonele urbane. Astfel, în județ sunt utilizați zilnic 365.000 de litri de combustibil, dintre care aproape 200.000 în zonele locuite. Următoarele două locuri sunt ocupate de județele Cluj și Bacău. În schimb, în zonele nelocuite, cel mai mare consum este înregistrat în Ilfov, cu peste 500.000 de litri pe zi, urmat de Prahova și Cluj. Analiza a fost realizată pe baza rețelei de autostrăzi și drumuri naționale de la nivelul anului 2019, unde metodologia de calcul a consumului de combustibil a ținut cont de toți parametrii rețelei rutiere și a volumului de trafic provenit din media zilnică anuală. Printre factorii luați în calcul s-au numărat compoziția flotei de autovehicule naționale, viteza reală de deplasare, curbe, viteză, consum pe categorii de vehicule, restricții și limitări de viteză de circulație la nivelul rețelei de drumuri. Sute de oameni, mulți îmbrăcați în costume populare, au participat miercuri la slujba de resfințire a Bisericii din Sfântul Ilie. În fruntea soborului a fost înaltul calinic, iar printre invitații s-au numărat ministrul culturii, Lucian Romașcanu, și istoricul Adrian Cioroianu. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit mai multe distincții după Sfânta Liturghie. Biserica Monument din Sfântul Ilie, Șcheia, a fost resfințită miercuri după ce a fost restaurată complet printr-un proiect în valoare de 3,6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene. Lăcașul de cult a fost ctitorit de către domnitorul Ștefan cel Mare în anul 1488, iar proiectul de restaurare a fost inițiat de Primăria Șcheia și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Slujba de resfințire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Arhiepiscopul Calinic împreună cu Episcopul Vicar Damaschin Dorneanul și un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a fost întâmpinat la poarta bisericii cu pâine și sare de primarul Vasile Andriciuc, dar și cu flori de credincioși veniți în număr foarte mare. Majoritatea enoriașilor erau îmbrăcați în costume populare. Până la ușa bisericii, ierarhul și soborul de preoți au călcat pe un covor alb presărat cu petale de flori. Curtea lăcașului de cult a fost neîncăpătoare pentru cei care au dorit să participe la eveniment, mai ales că toți credincioșii au avut posibilitatea de a intra în Sfântul Altar pentru a se închina. Se tărnosește biserica aceasta cu hramul Sfântul Proroc Ilie Dezviteanul și binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, prin stropirea cu aghiazmă și prin ungerea cu Sfântul și Mare de Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Printre cei prezenți la Biserica Monument din Sfântul Ilie s-au numărat ministrul culturii Lucian Romașcanu, istoricul Adrian Cioroianu, președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, subprefectul PSD Florin Sinescu, vicepreședintele PNL al Consiliului Județean Nicolae Barbă și liderul PMP Suceava, consilierul județean Marian Andronache. Iubiți credincioși, când veniți la biserica de aici, să intrați ca pe muntele Horeb, cu foarte multă sfințenie. Și sigur, cât putem să fim atenți, să nu aprindem lumânări, să nu aducem pomene pentru parastasenea și celelalte care țin de rânduiala bisericii, sigur o vom păstra și de ce nu, să ne vedem peste câteva sute de ani la resfințirea ei. E bine că tot ceea ce s-a făcut cu sânge în istorie rămâne în memoria noastră, tot ceea ce s-a construit cu sânge și jertfă se reconstruiește spre cinstirea generațiilor de acum și cele viitoare. Nu trebuie să uităm că bisericile, mănăstirile au fost locașuri de cultură, au fost locașuri de învățământ, de educație, iar tot ce trebuie să facem acum este să mergem înainte pe această linie în momente extrem de complicate. Copii, respectați-vă învățătorii și părinții, părinți, duceți-vă copiii la școală să învețe de ce, cum și pentru ce suntem aici și ce trebuie să facem pentru a dăinui pe acest pământ. Ceea ce vedem aici, această mănăstire, a cărei sfințire, iată că am avut privilegiul de a fi martori, este parte din patrimoniul nostru, patrimoniul nostru istoric, patrimoniul nostru religios. Patrimoniul vine de la tată, de la pater, adică ceea ce părinții lasă urmașilor. Mă bucur foarte mult să văd copiii care s-au jucat pe aici, care au primit împărtășania. Mă bucur să vă văd pe dumneavoastră și, părinte, stareți, mult succes în a păstori această comunitate și vă promit că de câte ori voi avea plăcerea de a veni la Suceava, o să vă fac o vizită. Mănăstirea Sfântului Ilie din comuna Șcheia va fi inclusă în programul Pelerin în Bucovina. Consiliul Județean Suceava pregătește un eveniment special pentru a marca momentul. Biserica din Sfântul Ilie, care a fost ctitorită de Ștefan cel Mare, a fost restaurată. Lucrările au costat 3,6 milioane de euro. Consiliul Județean Suceava a început deja demersurile pentru includerea mănăstirii Sfântului Ilie în patrimoniul UNESCO. Odată finalizate lucrările de reabilitare la interior și la exterior a Bisericii Mănăstirii Sfântul Ilie, considerăm că este oportun să punem în valoare această bijuterie ștefaniană. Concret, am în vedere în primă fază includerea mănăstirii în circuitul turistic al județului Suceava și pentru acest lucru am inițiat o serie de întâlniri, de discuții care se ducă la concretizarea acestui proiect. Am inițiat și discuții la Ministerul Culturii și la instituțiile de resort pentru a începe, să spunem așa, procedura de includere a mănăstirii Sfântul Ilie în lista monumentelor UNESCO. Prima acțiune de promovare a mănăstirii Sfântul Ilie este aceea de a fi inclusă în programul Pelerin în Bucovina. Consiliul Județean va organiza până la data de 15 august un eveniment prin care să fie marcată includerea mănăstirii în circuitele turistice care fac parte din acest program. Prima acțiune concretă pe care o avem în vedere atunci când vorbim despre promovarea mănăstirii Sfântul Ilie este aceea de a include mănăstirea Sfântul Ilie în programul Pelerin în Bucovina și avem în vedere organizarea unui eveniment în care să marcăm acest lucru, includerea Mănăstirii Sfântul Ilie în acest program, program în care se află și o serie de trasee în care sunt incluse Mănăstirea Putna, Cacica, Hagi Cadaru. Prin urmare, vom organiza în perioada 15
până la 15 august, un eveniment prin care să marcăm includerea Mănăstirii Sfântul Ilie în circuitele turistice care fac parte din programul Pelerin în Bucovina. Și cu această ocazie vom organiza un eveniment care să marcăm acest program. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine v-a regăsit! Astăzi vorbim despre un eveniment foarte important pentru comunitatea ortodoxă, dar se pare că și pentru turismul din zonă, pentru că biserica, monumenta a Mănăstirii Sfântul Ilie din satul Sfântul Ilie, comuna Șcheia, intră în circuitul turistic acum, odată ce a fost resfințită. Cința este asta. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Da, nu intră așa, o pui tu și ea intră. Eu înțeleg că domnul Barbă își dorește și are dreptate. Este un monument foarte important. O titorie totuși a lui Ștefan cel Mare, nu? Este, e de aici, dar nu, ei de azi intră în circuitul turistic și turiștii dau buzna. E mult până departe. Noi mai avem în Suceava niște monumente în județ, pe la Probota, de exemplu. La Probota este un lăcaș de cult foarte important și foarte frumos și care a fost restaurat proaspăt, acolo 3 sau 4 ani și unde nu merge nimeni. Da? Bine, se mai rătăcește câte unul din când în când, dar nu merge nimeni. Se rătăcește și bine face că E surprins de ce găsește acolo. Și la Probota de ce nu vine lumea? Pentru că e peste mână și nu e în drum. Bun, aici, la e peste mână. Dar... Bine, e un pic așa cotlonos de ajuns. Peste mână, dar zi tu din Suceava, din municipiu, câți au fost la această biserică să o viziteze? Câți? De acum, că e restaurată, poate că vor merge. Da, și până acum, că nu era restaurată, nu mergeai. Acum e mai frumoasă, nu? Lasă. Deci nu e așa și o pui. Durează ani de zile. Dacă o bagă în, și o declară monument UNESCO, este altceva. Dar acum domnul Barbuțain, să-l înțeleg, el că face un pelerinaj și nu știu ce, o manifestare acolo. Nu asta. Piesele de rezistență în județul Suceava au fost, sunt și vor fi în veacul vecilor, amin. Cât vor fi în picioare. Cât vor fi în picioare Putna, Sucevița și Voronețu. După aia vine Moldovița. Și cine mai? Dragomirna. Astea trei sunt piesele de rezistență. Voroneț, Putna și Sucevița. Cred că pe primul loc, cred, și mi se pare și normal, e Putna, da? Pentru că e mormântul lui Ștefan cel Mare acolo. Pe locul 2, Voronețul, cu albastrul de Voroneț, de care au aflat toți, indiferent de ce școală au făcut sau nu au făcut. Și Sucevița, că e Sucevița și lângă Putna. De-aia. Dar în rest, Cătălină, nu bați din palme și gata, îți vine lumea. Și nu o să vină. O să vină tot oamenii din localitate de acolo, care au fost la ea și înainte de a fi renovată. Și o să vină în continuare. Biserica este foarte frumoasă. Eu am fost acolo în urmă câțiva ani, de câteva ori. Este o lucrare deosebită. Acum, din ce am văzut din fotografie, arată foarte bine. Dar nu o bagi așa ușor în circuitul turistic. Nu o să-ți vină turiștii acolo. Doar dacă se cazează la Santa Fe, acolo, la margine. La marginea satului nostru, unde se unește Suceava cu Șcheia. Păi nu, și de acolo, așa de la Santa Fe, da? E pe jos 500 de metri. Cât ai? 600. Așa, și ajungi la biserica ca din Santa Fe. Că de-aia zice Santa Fe la ea, nu? De Sfântul Ilie. E o variantă englezită a Sfântul Ilie. Sfântul Ilie, da. Dar mai e restaurantul ăla, ultimul loc, că era înainte. Dar mai e băutura aia, ultimul drum? A, din alea găsești. Asta ce vezi tu, că vodcă cu aromă ăsta, pardon, băutura alcoolică cu aromă de vodcă. S-au ales trompete. Ales trompetele pământului. Așa, și bine că s-a făcut lucrarea. Este oricum, o lucrare de restaurare, o lucrare de... Înseamnă și conservare, înseamnă să mai dureze câteva sute de ani. O să fie monument acolo, o să-l pună pe hartă sau pe pliante și o să mai vină vreo doi rătăciți. Dar nu asta că o să fie. Nu o să fie. Sau o să fie peste
400 de ani, 800 de ani. Dacă, da, dacă rezistă până atunci, poate că da. E, rezistă, Cătăina, pentru că acest lăcaș de cult, că tu mi-ai zis că vorbim acum, eu am vorbit de dimineață, de asta am făcut cu Emil Ursu. Și Emil Ursu a făcut un scurt istoric al acestui lăcaș de cult, care a fost greu încercat. Incendiat, jefuit, a trecut prin tot felul de încercări, a vorbit domnul Ursu, a avut multe etape, a avut multe greutăți în viață. Acest lăcaș de cult, dar iată-l că rezistă. O istorie foarte interesantă. Chiar multe lucruri nu le știam, dar de unde se Cum știe? Să știi toate lucrurile pe care le știe un istoric? Da. Bun, dar el ți-a zis, el e arheolog și nici măcar nu e are de medieval. Are sigur un doctorat în istorie. Da, dar el e pasionat și are chemare către asta. Da, foarte interesantă istoria acestui lăcaș de cult. Și drept dovadă că e o chestiune, o lucrare, un monument important, e faptul că a venit ministrul culturii. Însoțit de un alt istoric foarte pasionat. Și Adrian Cioroianu cu siguranță știe istoria zbuciumată a bisericii din Sfântul Ilie și probabil că pasionat de acest lăcaș de cult a venit aici. Adrian Cioroianu... A mai fost anul ăsta odată. La invitația lui Daniel Hrăinciuc. Adică nu a lui Am Daniel Hrăinciuc, circuitul acela. Suceava, acea caravană. Rădăuți Putna. Da, așa, acea caravană care venise de pe la Iași, parcă, cum mă țin în minte, 100 de ani de la ceva, nu mai știu ce. Ce suntem în 2022, da. 100 de ani de la ceva. Și a fost Adrian Cioran, bă, el ceva, îi place ceva pe aici. Era ceva cu casa regală atunci. Da, lui îi place pe la Suceava așa, din câte... Am observat. Dar faptul că a venit un istoric cu greutatea lui Adrian Cioroianu și faptul că a fost și ministrul culturii spune ceva. Aceste două personalități, alături de numeroase altele, mai mult sau mai puțin cunoscute, dar care, dintre cele mai puțin cunoscute, chiar au contribuit cu ceva la această lucrare de restaurare, cu toții au primit distincții din partea Arhiepiscopiei Săcevei și Rătăuților. Iar în altul calinic distincții. Dar ți-a și spus, ți-a și transmis cumva că vor mai fi anul ăsta distincții. Cătăina, acum mi se pare de justificată. Nu știu, am auzit și niște nume pe acolo, nu cunosc. Angajați din primărie. Dar probabil că au contribuit. E vorba despre un proiect al primăriei Șcheia și al Arhiepiscopiei Săcevei și Rătăuților. Faptul că astăzi s-au împărțit distincții e de apreciat pentru că s-a dat pentru ceva ce s-a făcut. Nu că a venit șeful formațiunii de găsit găini fugite de acasă și că e șeful, îi dai distincție la nu știu ce sărbătoare. Sau unul care e cel mai bun, cum se cheamă, ăsta, jandarm de la el din sat, îi dai distincție. A dat distincție așa, de aiurea. Dar în cazul ăsta, dacă tu ai dat distinție acum, tu în al preasfinția sa, dacă a dat distinții pentru oamenii care au lucrat la proiect, pentru cei care l-au promovat, pentru cei care l-au pus pe hârtie, pentru cei care l-au finanțat pe la uși, da. Bătut pe la uși, asta e cu fonduri europene. Da, dar cu siguranță la astfel de lucrare e nevoie și de donații consistente. Bun, și probabil și donații, cei care au donat, cei care au restaurat, cei care au construit și așa mai departe, mi se pare normal. Astea da distinții și aici mai și o altă satisfacție, tu cel care primești distinții. S-a mai strecurat unii pe lângă ei, ea a împănat în altul, a avut grijă să împăneze această festivitate cu niște cetățeni. Care vorbea nu se știe când ai nevoie de ei. Așa. Și care efemer se află într-o funcție. Da, nu se știe când ai nevoie de ei, dă-i acolo, dă-i. Am auzit un cetățean nominalizat acolo, cred că și-a cumpărat o garsonieră să țină premiile de la Înaltul Calinic. Câte are? Câte deja? Are? Doar nu, de anul numai la, de la Înaltul Calinic? Care nu e înaltul preasfințit, da, de multă vreme. Deci o garsonieră, acum nu știu dacă a vorbit cu arhiepiscopul să plătească arhiepiscopia chiria acolo, să nu dea bani din buzunar pe garsoniera aia închiriată să țină distincțiile de la... Nu nominalizezi, văd. Nu, că m-am plictisit. A fost prezent? Nu. N-a fost prezent acea persoană. Nu m-am plictisit. Splictisit. Aceleași personaje, splictisit și de mine. Tot vorbim despre același. Da, uite, vorbim despre totuși un moment istoric. Zis, e un moment am istoric. Am zis de bine asta cu premiile. Am zis de bine, în rest nu m-am mai întrebat că splictisit. Hai să vedem
Cu ce o să te desplictisim? Cu ce? Nu știu dacă n-ai cu ce reușim să noi să te desplictisim. Sunt aceleași personaje care tot se învârși și aceleași fente și aceleași... Nici nu mai știu cum să mă uit din ce unghi să mă uit așa să abordez. Și m-am enervat astăzi, apropo, ca să-mi treacă plictiseala. Dom, bătaia asta de joc la adresa Siretului. Zicea primarul Siretului, am mai făcut cu el interviu și acum două luni și o lună. Săracul îmi spunea, domnule, n-ai cheltuit niște bani de la primăria, e săracă, e rupță în fund la Siret, ce naiba. Și erau 60.000 când făcusem eu acolo o lună, două cu primarul Popoi, au mai 100.000, au cheltuit cu refugiați. Bani, bani pe care trebuia să-i fi recuperat de multă vreme de la guvern. Dar știi că se întâmplase că banii de la Bruxelles, nu? Că am întrebat și la Suceava, v-ați primit banii pe care i-ați consumat pentru refugiați? Și să mai vină nimeni pe aici. M-am săturat, numai felicitări, n-am nevoie de felicitări. Îți vai de mama lor și din sărăcia lor de la Siret au dat așa și nu-și văd bani înapoi. Și se trezesc cu conturile blocate. Dar nu-și văd bani înapoi și au și conturile blocate. Deci îți vine să iei la palmă pe ăștia. Și când îi vezi cum vorbesc ei din cărți, fostul primar de la Sibiu, care l-a dus pe unul și l-a pus ministrul de externe. Păi ăla când a ieșit din birou de la el, de la ministerul de externe, nu știe nimeni. Nu știe nimeni pe stradă. Dacă îl vede, crede că e de la circ și își pune minge din aia tăiată în jumate de ping-pong și clau. Știi cum își pune cu elastic jumătate de minge colorată roșie și în loc nas. Crede că e de la circ și îl întreabă lumea pe stradă dacă n-are să le dea invitație ca o copii de 3 ani care vor la circ. Ăla e ministru de externe. Păi nu știe nimeni în București. El dacă merge cu trenul în țara asta... Sigur îl știe cine trebuie, nu? De ajuns acolo. Cine trebuie? A, bun, dar nu zic așa. Și ce vreau să subliniez? Păi el nu știe nimeni în București. Dacă n-a ieșit din țara asta, nu știe nimeni. Deci nimeni nu știe, nimeni în vânt. Nimeni în vânt. Și el dă lecții de pe la București, explică el cum stă treaba cu... Dă niște trompete și niște oameni care nu sunt în stare și de pune un alt... Unde-s banii? Și niște slugi. Păi mă întreb pe mine... Erau pe la București, așa am înțeles ultima dată. La mine acum, dar n-am 100.000 de euro. Am... De obicei ai, azi de obicei, n-ai, nu? Azi n-am, am numai lei, dar câțiva lei. N-am, nu-s la mine. Nu știu. I-am pierdut, nu știu. Azi. Mâine am 100.000 de nou. Nu, dar bătaia asta de joc asta, știi, totul e o serbare și o veselie, eu înțeleg, facem serbări, facem și din astea. Dar de ce îți bați joc de o locuare? Deci au trecut 600.000 de oameni pe acolo, numai să-ți treacă printr-o localitate mică cum e Siret. Oamenii au stat de la început, în vamă, ziua, noaptea, pe frig, pe ploaie, pe soare, cu apă, cu mâncare, cu cazare, cu... Când am fost acolo la început, da, cărau plase, aduceau oameni din Siret să ajute, se dădeau peste cap, au venit niște îmbuibați din ăștia la Bruxelles, o îmbuibată care e comisar din Suedia și nu știu care îmbuibat de prin Franța, ministru de interne era. Veneau acolo îmbuibații și cum se uitau ei din vamă de aici, de la noi, pe partea aia alaltă, ca indienele în filme, indienele în filmele cu cowboy, știi, scrutau o zare, așa se uitau ei și... Da, bine ați făcut voi aici, bravo, bă, așa, dădeau noroc și plecau. De la Casa Regală în jos, toată lumea a fost pe la Siret. Toți au venit pe aici, toți cu niște figuri plouate, îngrijorați toți că să facă. Și ei, vai de mama lor la Siret, de parcă ar fi fost Nisa, nu Siret, știi? Și când au venit la bogații de la Nisa, zice, bă, dar din prea plinul vostru dați și voi, că nici nu se vede. Dar nu e suficient să mergi prin Siret, să te uiți. Da, un oraș de 3.000 de locuri, 4.000 de locuitori sau cât sunt, s-a închis și fabrica aia de eram. A lui, cum se cheamă? H.S. Timber. Așa, s-a închis, unde erau 300 de locuri de muncă. Unde, câte societăți comerciale sunt acolo? Și niște oameni care s-au străduit și au fost ospitalieri și au făcut-o, nu pentru că i-a împins cineva de la spate, au făcut-o voluntar. Bă, dar voi chiar nimic? Au întins taberele alea, au legat la curent, la apă, au făcut ceva și tu nimic. Stau și vorbesc ca niște papagali și unde, se merg, nu-i bagă, unde merg nu-i bagă nimeni în seamă. Dar absolut nimeni nu-i bagă în seamă. Și dau ei lecții aici de geopolitică și... Da. Se mai să-i spună ăsta de a fost ăsta înaltul de la Sibiu, care e când a fost el cu... La G... La asta. NATO? Nu, la când ce? A fost el la Siret și se plimba el important îmbrăcat în militar.
din ăsta în costum de camuflaj și cum umbla el și se uita, nu înțelegea nimic oricum. A văzut niște corturi, a vrut să se cuce, credea că e pe munte, la marginea Sibiului și vrea să doarmă. Stai, domnul președinte, veniți că pentru refugiați acasă. Așa n-a înțeles nimic, dar umbla pe acolo, important. Și asta a fost tot. Bun, da, primarul de la Siret e parte dintr-un partid politic important care se află la guvernare. Partidul acela politic are un președinte. E posibil să fie în vacanță, dar cred că poate fi deranjat pentru lucruri importante. Tu vrei să mă atâți mai tare? Las-o așa. Deci nu are cum să rezolve domnul Flutur povestea asta. Las-o așa deocamdată. Deocamdată. Hai să vedem. O las așa. Las de la mine data asta, Sorin. Mulțumesc pentru discuții. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Seceta este atât de mare, iar culturile atât de distruse de sete, încât preoții recurg la rugăciuni pentru ploaie. Credincioșii din mai multe sate din județul Iași s-au rugat și ei în fața icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Odorul de mare preț a fost purtat în pelerinaj pentru ca Dumnezeu să trimită ploi peste pământul însetat. Pelerinajul a fost organizat cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. La fiecare din lăcașurile de închinăciune, unde a poposit Sfânta Icoană, s-au rostit rugăciuni pentru ploaie. Credincioșii au așteptat-o pe Maica Domnului cu flori și lumânări aprinse în dangătul de clopote, iar la final au fost stropiți cu aghiazmă mică și au primit iconițe. Traseul pelerinajului a cuprins mai multe lăcașuri de închinăciune din mai bine de 10 localități ieșene. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că este pentru prima dată când icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului este scoasă în procesiune prin mai multe sate timp de o zi. Pentru prima dată în cei 32 de ani facem această procesiune cu gândul, cu sufletul și inima către Preacurata Maica lui Dumnezeu să binecuvinteze, să mijlocească pentru noi păcătoși, să trimite ploaie pe pământ. Știm cu toții din pricina mulțimii păcatelor noastre. E bine, la această procesiune a trebuit să fi fost toți credincioșii satului. Toți avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, toți avem nevoie de ploaie. Trebuie să ne dăjduim și să credem că Maicuța Domnului va trimite această mare binecuvântare, dar să ne plecăm genunchii și capul la pământ, implorând cu lacrimi mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor noastre să ne trimită această binecuvântare. Dumnezeu știe, noi ne rugăm și Maicuța Domnului să mijlocească, dar după credința noastră, Dumnezeu ne va trimite ploaie la timp. Preoții paroh și-au arătat recunoștința față de Maica Domnului pentru că a rânduit să poposească în comunitățile lor prin odorul sfânt de la mănăstirea Hadâmbu. Oamenii din satele prin care a trecut Sfânta Icoană și-au arătat evlavia față de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care săvârșește multe minuni celor ce i se închină cu credință. N-am dat niciodată să se spune bătrâne, dar nu fost așa. Aducă Sfânta Icoană la noi, așa frumos. Dumnezeu are grijă să se întoarce la noi. Noi suntem răi și păcătoși. Foarte important pentru noi aducere de ploaie și sănătate și bucurie pentru satul nostru, Frenciuci. Și ne bucurăm foarte mult pentru că a venit la noi. Am fost la Hadâmbu și duminica trecută și ne-am închinat pentru ploaie, pentru sănătate. Părintele stareț am vorbit foarte mult. Crede-mă, Maicuța Domnului, am crezut dintotdeauna și în Domnul Iisus, suntem sănătoși, ne rugăm la Maicuța Domnului zi și noapte, că aici e ajutorul nostru, nu avem alt ajutor. Rugăciunile pentru revărsarea ploii continuă în parohiile din județul Iași, puternic afectat de seceta din ultimele luni. Un copilaș de 2 ani a murit marți într-un incendiu produs într-o gospodărie din Mălini. Copilul a rămas dormind în casă, iar mama, care a lăsat aragazul aprins, a plecat la un magazin din apropiere. Incendiul a fost observat de vecinii care au sunat la 112, dar pompierii nu au mai putut să facă nimic pentru salvarea copilului.
Incendiul s-a produs marți la amiază în jurul orei 14. Autoritățile au fost sesizate despre faptul că arde o casă din satul Pâraie, comuna Mălini. Pompierii militari și civili au intervenit cu 4 autospeciale pentru stingerea flăcărilor, iar în sprijin a fost trimis și un echipaj de ambulanță. Focul a cuprins o bucătărie de vară, iar după lichidarea incendiului, în interior a fost găsit trupul carbonizat al unui copil de 2 ani. În urma cercetărilor s-a stabilit că gospodăria aparține unei familii cu 2 copii cu vârste de 8 luni și 2 ani. Marți la amiază, mama a pus pe aragazul aprins o oală cu apă pentru a pregăti de mâncare, după care a lăsat minora de 8 luni în grija unei vecine, iar pe minorul de 2 ani l-a lăsat dormind în casă pentru a merge să facă niște cumpărături la un magazin din apropiere. După câteva minute, vecinii au observat că la locuința respectivă a izbucnit un incendiu și au apelat numărul 112. Pompierii au concluzionat că focul a izbucnit de la flacăra aragazului. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă. Relansarea programului Startup Nation arată schimbarea de atitudine a PNL-ului, care a trecut de la contestarea și tergiversarea acestuia în trecut la recunoașterea valorii și promovarea programului în prezent. Acesta este punctul de vedere al partenerilor de guvernare de la Partidul Social Democrat, imediat după lansarea ediției 2022 a programului Startup Nation. Senatorul Ioan Stan a mai completat că, de altfel, PNL încet încet ajunge să dea dreptate și să adopte soluțiile PSD în multe chestiuni de importanță majoră, precum irigațiile, plafonarea prețurilor la energie, indexarea pensiilor și alocațiilor. Conform unui comunicat de presă transmis de senatorul Ioan Stan, președinte al PSD Suceava, peste 97% din firmele nou înființate în cele două ediții precedente ale Startup Nation sunt în continuare în activitate și asigură 10.000 de locuri de muncă. De asemenea, în anii 2017 și 2018 s-au înființat 15.241 de noi firme prin Startup Nation, cu un total de 55.849 de noi locuri de muncă. Startup Nation este considerat un program de succes de către socialdemocrați și prin faptul că banii alocați de stat s-au întors la buget ca urmare a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și activităților economice ale firmelor nou înființate. Prin intermediul programului Startup Nation România, antreprenorii vor putea beneficia de granturi pentru IMM-urile înființate, începând cu data de 1 ianuarie 2020, în condițiile prevăzute de procedura de implementare. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă, prin intermediul programului, alocația financiară nerambursabilă este de 100.000 de lei de beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv TV pentru societățile neplătitoare aferente proiectului. Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului, alocația financiară nerambursabilă este de maximum 200.000 de lei de beneficiar în aceleași condiții. În fiecare vară în piețe apare pepenele sau harbuzul, cum este cunoscut în Moldova, fructul suculent și răcoritor cu miez roșu plin de savoare. Din cauza secetei, pepenii sunt mai puțini în acest an, iar prețul este mai mare, însă clienții nu lipsesc. Cam la câte kilograme aș dori? Eu știu, cred că pe la 4-5. Ăsta e perfect? Da. Dar de ce bați? Spune-mi, cum se întâmplă? Depinde de sunet. Nu pot să vă explic sunetul, dar eu pot să-mi dau seama dacă este bun sau nu. Îi simți așa din experiență sau cum faci? Da, am vândut mai mult timp și m-am obișnuit. Dacă vreți, vă fac o probă să vedem dacă este copt. Pepenii sunt vedetele în piețe în această perioadă, iar clienții caută gustul dulce și prospețimea acestui fruct delicios. Deși prețurile sunt mai mari decât anul trecut, pepenele roșul, harbuzul, este la mare căutare, fiind un aliat important în lupta împotriva caniculei. Cumpără lumea pepene? Da, da. Sunt care cumpără mai mari, sunt care cumpără mai mici. Depinde fiecare. Față de anul trecut, cum e? Mai slăbuți, pentru că prețul este mai mare, dar sperăm cu timpul să scadă prețul. Pepenele roșul sau harbuzul conține antioxidanți, vitamina A și C. De asemenea, are un conținut scăzut de zahăr, conține 90% apă și aduce o mulțime de beneficii în organism. Bună ziua! Bună ziua, să rămâne, poftiți! Văd că ați luat pepene. Da. De unde știți că este bun? Îl probez
cum cu degetul, așa, dacă sună a gol, înseamnă că este bun. Da. Și dacă are puțin mai galben pe partea dorsală. Da. Aveți un secret? Nu e secret, asta știe toată lumea. Băiatul, are, în general, are marfă foarte bună. Da. Da. Cam câți pepeni consumați așa lunar, să zic, în perioada asta? În perioada asta, cam un pepene pe săptămână. Îl punem, îl desfacem așa frumos, îl punem în frigider și așa, și o săptămână, 5 zile. Da, e un aliment foarte bun. Deci nu lipsește niciodată în perioada aceasta? E, păi sigur că da, fructele trebuie obligatoriu. Altceva mai lipsește, dar fructele nu. Da, fructele sunt baza, pentru, mai ales pentru noi bătrâni. Sala liceului cu program sportiv Suceava a intrat de curând într-un proces de renovare. Din această cauză, echipa de handbal CSU din Suceava și-a mutat antrenamentele în sala școlii gimnaziale Ion Creangă din cartierul Opcini. Antrenorul Petru Ghervan speră ca lucrările de la liceul cu program sportiv să fie finalizate până la începutul lunii septembrie, atunci când universitarii vor primi vizita campioanei Dinamo București. Directorul liceului, Ciprian Anton, susține că firmele constructoare l-au asigurat că totul se va încheia până la 1 septembrie. Am promisiunea că până pe 1 septembrie sala va fi gata și echipa universității va putea să se antreneze și să joace partidele oficiale acolo. Voi fi prezent în fiecare zi la sală pentru a impulsiona lucrările. Vor lucra firme locale. Oamenii sunt serioși și din ce am discutat cu dumnealor, mi-au garantat că până la 1 septembrie toate lucrurile vor fi în regulă și îi vom primi pe campionii României într-o sală cu față nouă. A spus Ciprian Anton la Radio Top. Între timp, handbaliștii universității și-au mutat antrenamentele în sala școlii gimnaziale Ion Creangă din cartierul Opcini. Eu sper să fie gata, așa au fost promisiunile conducerea școlii. Domnul director Anton a spus că până la 1 septembrie sala va fi gata. Nu putem niciunul dintre noi să influențăm acest lucru, nu putem doar să ne pregătim pentru o variantă, pentru un plan B, dacă vreți. Vom juca la sala școlii generale Ion Creangă din Opcini, acolo unde am avut tot timpul uși deschise și înțelegere. Acolo știți foarte bine, au crescut foarte mulți dintre copiii care de acum încep să joace în această echipă. Problema e de public și de... pentru că în etapa a doua vine Dinamo la noi și cu siguranță vor fi solicitări mari de a fi spectatori la meci, mulți suceveni, dar sperăm ca până atunci sala să fie gata și să înțeleagă cu toții, în special constructorul sau firma care va gestiona lucrările aici, să reușească să facă într-o lună, să facă toate reparațiile necesare. Care întreagă să fie spus, sunt necesare. După cum știți, această sală n-a mai fost reparată de foarte multă vreme și sunt multe lucruri care trebuie să aduse la zi. Andrei Ostrovanu și-a trecut în palmares o nouă victorie. Luptătorul suceven a câștigat la puncte, printr-o decizie unanimă arbitrilor, meciul disputat în fața unui belgian, în cadrul galei Dynamite Fighting Show. În urmă deciziei arbitrilor avem un învingător, prin decizie unanimă, în colțul roșu, Andrei Ostrovanu! La 29 de ani, Andrei Ostrovanu și-a trecut o nouă victorie în palmares. Luptătorul sucevean a câștigat la puncte printr-o decizie unanimă a arbitrilor meciul disputat în fața belgianului Frank Rubanguca, în cadrul galei Dynamite Fighting Show. Aceasta a fost a 39-a victorie înregistrată de Andrei Ostrovanu la profesioniști într-un total de 49 de meciuri disputate până acum. Stați cu ochii pe mine, urmează să ofer meciuri din ce în ce mai bune, a anunțat Andrei Ostrovanu. Acesta a ținut să mulțumească antrenorilor de la Iogin Baia Mare, Claudiu Rasco și Adrian Berezovski, psihologului Florin Motica și lui Marius Prisecaru. Andrei Ostrovanu a început să practice kickboxul la vârsta de 18 ani la clubul sportiv de Vencea Suceava, sub îndrumarea antrenorului Nicolae Moroșan. De câțiva ani, suceveanul se pregătește la clubul Iogin Baia Mare. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe www.intermediatv.ro, unde puteți revedea toate știrile din jurnal. În plus, vă puteți abona la canalele noastre pentru a fi la curent cu noutățile. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! We'll be right back.
La noapte cerul va fi senin în toată regiunea. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 13 și 19 grade Celsius. Și joi, vremea va fi deosebit de călduroasă în toată regiunea. Cerul va fi senin, iar soarele va străluci cu putere. Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Botoșani și la Roman. Județul Suceava se află pe primul loc în țară la consumul de carburant în localități și zonele urbane. Concluzia aparține unui studiu realizat de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Conform studiului, în județul Suceava se consumă zilnic 365.000 de litri de combustibil, dintre care 290.000 de litri de motorină și 75.000 de litri de benzină. Sute de oameni, mulți îmbrăcați în costume populare, au participat miercuri la slujba de resfințire a bisericii din Sfântul Ilie. În fruntea soborului a fost înaltul Calinic, iar printre invitați s-au numărat ministrul culturii Lucian Romașcanu și istoricul Adrian Cioroianu. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit mai multe distincții după Sfânta Liturghie. Mănăstirea Sfântul Ilie din comuna Șcheia va fi inclusă în programul Pelerin în Bucovina. Consiliul Județean Suceava pregătește un eveniment special pentru a marca momentul. Biserica din Sfântul Ilie, care a fost ctitorită de Ștefan cel Mare, a fost restaurată. Lucrările au costat 3,6 milioane de euro. Seceta este atât de mare, iar culturile atât de distruse de sete, încât preoții recurg la rugăciuni pentru ploaie. Credincioșii din mai multe sate din județul Iași s-au rugat și ei în fața icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Odorul de mare preț a fost purtat în pelerinaj pentru ca Dumnezeu să trimită ploi peste pământul însetat. Un copilaș de 2 ani a murit marți într-un incendiu produs într-o gospodărie din Mălini. Copilul a fost lăsat dormind în casă de mama, care a lăsat aragazul aprins și a plecat la un magazin din apropiere. Incendiul a fost observat de vecinii, care au sunat la 112, dar pompierii nu au mai putut să facă nimic pentru salvarea copilului. Relansarea programului Startup Nation arată schimbarea de atitudine a PNL-ului, care a trecut de la contestarea și tergiversarea acestui an trecut la recunoașterea valorii și promovarea programului în prezent. Acesta este punctul de vedere al partenerilor de guvernare de la Partidul Social Democrat imediat după lansarea ediției 2022 a programului Startup Nation. Senatorul Ioan Stan a mai completat că, de altfel, PNL încet încet ajunge să dea dreptate și să adopte soluțiile PSD în multe chestiuni de importanță majoră, precum irigația, plafonarea prețurilor la energie, indexarea pensiilor și a alocațiilor. În fiecare vară, în piețe apare pepenele sau harbuzul, așa cum e cunoscut în Moldova. Fructul, suculent și răcoritor cu miez roșu, plin de savoare. Din cauza secetei, pepenii sunt mai puțini în acest an, iar prețul este mai mare, însă clienții nu lipsesc. Sala liceului cu program sportiv Suceava a intrat de curând într-un proces de renovare. Din această cauză, echipa de handbal CSU din Suceava și-a mutat antrenamentele în sala școlii gimnaziale Ion Creangă din cartierul Opcin. Antrenorul Petru Ghervan speră ca lucrările de la liceul cu program sportiv să fie finalizate până la începutul lunii septembrie, atunci când universitarii vor primi vizita campioanei Dinamo București. Andrei Ostrovanu și-a trecut în palmares o nouă victorie. Luptătorul sucevean a câștigat la puncte, printr-o decizie unanimă a arbitrilor, meciul disputat în fața belgianului Frank Ruban Guca, în cadrul galei Dynamite Fighting Show.